Abuzul nu este niciodată o cruce care trebuie să fie dusă de către femei. I-am făcut plângere arhiepiscopului Tomisului, domnul Teodosie, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, pentru declarațiile absolut halucinante, cum că femeile trebuie să ducă anumite cruci în cadrul căsătoriei, una dintre aceste cruci fiind abuzul psihologic. Doar că suntem în anul 2024, un an în care femeile au drepturi fundamentale. Știu că mulți și-ar fi dorit să ne întoarcem în 1800, când femeile nu aveau niciun fel de apărare și niciun fel de drepturi. Doar că în 2024 suntem milioane de români care luptăm ca aceste abuzuri să se oprească. În 2024, da, declarațiile domnului Teodosie discriminează și da, încalcă inclusiv legislația în vigoare. Și da, avem în 2024 autorități care, dacă nu sunt toarbe, se vor uita pe legislația existentă și vor putea să sancționeze astfel de derapaje. Pe scurt, Abuzul nu poate să fie justificat de niciun fel de scuză, fie ea chiar și căsătoria. Abuzul trebuie să fie oprit și trebuie să fie sancționat. Doar așa vom reuși să ieșim din topul țărilor rușinoase care încă se confruntă cu acest fenomen al violenței domestice.